Bem, Renata, nem acredito a ser uma sua espetácula. De concediu. Ultima zi de drum de nebunii de vizitat. Aseară n-am putut să fac. Am ajuns super târziu. Chiar nu mai eram în stare de nimic. O să încerc să-l fac astăzi pe drum. Și nu știu dacă o să pot diseară în funcție de când ajungem la Slatina sau acasă, depinde. Dar da, am ajuns aici în centru vechi, chestii foarte drăguță, Bratislava. Îmi place foarte mult. Chiar îmi place. E un oraș în care eu trebuie să veniu să stau un pic mai mult. Gen un city break, așa, nu crezi? E oraș de city break, nu e? Da, păi de city break. Facem dreapta. Dreapta. Mă gândesc că ori faci un tur al Slovaciei de 5 zile, ori hai ca să vezi și alte părți în țară. N-a pus-o nimeni, Laura. Nu am văzut nimeni. Nu da, era n-a pus-o nimeni. Nu, e zoom-ul. Da, funny moment. Am ieșit noi din... Am trecut granița din Slovacia în Ungaria și nu știu cum ne-a dus navigația, dar cumva am ajuns acum acasă, să putem să întoarcem, pentru că era blocat drumul, nu, navigația ne-a dat, trebuie să facem înainte, dar acolo era un sens giratoriu în construcție și noi nu aveam cum să trecem. Și pur și simplu am mai trebuit să ne întoarcem pe autostradă până în Bratislava înapoi, ca să întoarcem, să mergem pe autostradă spre Budapesta. Tot înainte, da? Am ajuns în România! Am ajuns? Acum. Acum. La următoare. Da? Dăm buletinele să intrăm în țară. Am trecut în spate pentru că mă doare foarte tare noata. Și mi-era și puțin somn. Și m-a salvat Iulian! Iulian! Giuliano! Giuliano Marciano! Salvadorus. Minune! Salvadore!
Salvatore. Giuliano Salvatore. Salvatore lo Giuliano. Babi minune. Babi minune. Mulțumesc. Babi cel minunat. Babi cel minunat, n-ai auzit? Pe partea altă. Dar verde este doar acolo, aici e roșu. Corect. Dificile. Da, trebuie să dăm geamurile jos. Încerc să închid vlogul. Guys, știu că nu vedeți nimic asta pentru că la un dat a fost un accident pe șosea. Suntem în România, nu știu exact pe unde. Tot nu mă vede că e foarte întuneric. Ah, stai că s-ar trebui să fac eu altceva. Nu, 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 gata, hai că am rezolvat. Dacă capacul jos. Așa. Nu, uite, luminezi eu, nu-i mai da. Cum ziceam, suntem pe drum în România și am dat un accident și ne-am uitat noi așa pe hartă, hai că ar fi un drumuleț care ne-ar scoate mai încolo și am putea să luăm pe acolo. Ei, bine, drumul ăsta este complet neluminat, plin de gropi. Nici nu mai suntem siguri că ne duce unde trebuie. O să ne pierdem și prin România. Da, sunt șanse mari să ne pierdem și prin România. Nu știu cum reușim noi, frate. Deci nu există zi în care să nu se întâmple ceva. Jur. Deci asta a fost cea mai peripețioasă vacanță pe care am avut-o până acum. S-a întâmplat ceva de fiecare dată. Vezi, altfel ar fi fost fun. Iulian da. Și Flavia sunt de vină. Iulian și Flavia sunt de vină, da. Răzvan și Dani. Da, mamă, frate. Stai așa că nu luminesc. Nu luminesc. Și mai avem.